Căutările sunt în plină desfășurare. Noi dezvăluiri apar în cazul dispariției Miraj. Colegii noștri au stat de vorbă din nou cu șoferul mașinii, iar de data aceasta bărbatul și-a amintit anumite detalii importante ce ne pun pe gânduri. Mai multe însă aflăm de la mama lui Efrodita și de la Electra, sora lui, care sunt în legătură directă cu noi prin Facebook. Bună ziua din nou, doamna Efrodita, bună ziua, Electra. Bună ziua tuturor. Domnul Coarnă nu știe speța, dar imediat eu spun eu și celor care poate au deschis astăzi televizoarele și nu știu speța. Raj venea din Belgia, de la muncă, acolo unde a fost din luna aprilie sau mai, se întorcea acasă, fratele lui a făcut rezervare la microbuz pe ruta Belgia, el zicea Botoșani, că acolo trebuia să ajungă, doar că a fost lăsat la București, înțeleg că acolo era cursa, dar el, mă rog, o fi fost într-o eroare. De la parcarea microbuzului, șoferul i-a arătat pe unde să meargă, să ajungă la Gara de Nord. El și-a sunat mama, era ora 3 și jumătate dimineața, vineri dimineața, vinerea trecută, da? Deci weekendul trecut. Da. A vorbit cu ea și a zis, mamă, mă duc în Gara de Nord. A vorbit cu doamna de la informații de la Gara de Nord, cu mama lui în telefon, se așa auzea doamna de la informații, care i-a spus, sigur că da, următorul tren spre Botoșani este la ora 6 și 20 de minute. El i-a zis, mamei, mamă, la 6:20 sunt în tren, vin acasă. Nu a mai ajuns niciodată acasă, dar, mai spune mama lui, el zice că șoferul microbuzului i-a dat o undiță. Zice, ia și tu undița asta, că uite, a rămas pe aici, i-a dat o undiță cu care el se plimba prin Gara de Nord. Însă, șoferul întrebat de noi ce era cu undița aceea, a zis, nici pomeneală de așa ceva. Totuși, iată, domnule Coarnă, avem poza cu undița, unde să vă arăt eu dumneavoastră să o vedeți? Haideți, uitați-vă. Este într-o husă. Este într-o husă. Iată, domnul Coarnă, uitați-vă aici pe video-ul mare. Într-o husă, o undiță cu care s-a plimbat acest bărbat de 33 de ani, Raj, și în legătură cu care nu se mai știe nimic. Telefonul nu mai există, este închis, ultimul nu mai dăm de el. La ora 3. Dimineața. Vineri, noaptea, astăzi fiind marți. Eu cred că vorbim de... Cred că a fost victima unei infracțiuni. Până la urmă, așa o văd eu. Dar totuși, domnule Coarnă, în Gara de Nord nu avem poliția transportului feroviare, nu avem atâtea camere de supraveghere pe peroane. Păi vor fi verificate, probabil. Nu probabil, sigur ar trebui să fie verificate, pentru că eu, din ce văd așa, din ce palpez la prima impresie, vorbim de o infracțiune. Cred că asta s-a întâmplat. A făcut plângere. Mama a făcut plângere pentru că și s-a deschis un dosar de dispariție la Botoșani. Ok, însă ce spuneam ieri este că această fotografie la care ne uităm cu toții cu... Este din Gara de Nord. Este din Gara de Nord. Este făcută chiar de el. De la Botoșani ar trebui să urmeze procedurile și să ia legătura cu poliția de la... Da, dar nu au luat această... N-au cerut această fotografie. Nu știm noi dacă au luat sau nu. Eu cred că au luat legătura. Mama spune că n-au cerut această fotografie, care este una destul de importantă. Odată ce este făcută această fotografie de către cel care s-a pierdut, este făcută la o anumită oră. Dacă sunt să analizăm pe situație de fapt, este făcută la o anumită oră. De acord. Și de acolo pleci foarte ușor. Te duci și vezi unde ce camere de supraveghere există în acel loc. București. Situația de fapt mie îmi indică că dispariția, sau așa zisa dispariție, că eu văd o infracțiune. Doamne ferește să nu fie la ceea ce mă gândesc eu. Situația de fapt îmi indică Bucureștiul, Gara de Nord. Și atunci ar trebui competența să vină către București. Cei de la Botoșani cred că au transmis lucrul ăsta către... Aici vorbim de o formațiune specializată din cadrul IGPR, de vorba de Direcția Transporturi. Și ar trebui să haideți să vorbim pe șleau, chiar dacă sigur mama nu vrea să audă poate asta. Să fie, haideți să punem pe... Poate să fie o tâlhărie urmată de moartea victimei, Doamne ferește. Poate să fie o lipsire de libertate. Aici, clar că e... L-a văzut cu undița în mână, cine știe ce... Da, vă dați seama... Impulsul i-a trezit în rândul vreunui infractor. Mama spunea ieri, chiar de la doamna a venit această informație... Dacă strănuțați în 2020, vă arestau că era infracțiunea de direcție de... Pandemie, de DICOT era, de COVID. Mama ne spunea ieri că poate intenționat șoferul i-a dat această undiță, tocmai pentru a fi reperat de către... ceilalți din gașca șoferului, mult mai ușor în Gara de Nord. Sau să transporte ceva în acea undiță. Acolo, da. Uite, ce spune doamna. Asta a spus un telespectator. Ce spune doamna, sunt mai repede de acolo. Dar ce putea să transporte acolo, domnule? Păi e substanță interzisă.
Da, stați un pic. Le transporta el știind ce transportă sau date de șofer să le ducă? El n-a știut. Șoferul... Sunt ambele variante posibile. Dar eu cred că mai mult șoferul a mers pe naivitatea lui. Cred. Dar există varianta să fi știut și el. Adică el să fie o săgeată, cum se spune în termeni... Dacă e săgeată, ar trebui să fi știut și el. Aha, deci dacă să fie doar un cărăuș, nu știu cum îi spune. Dacă e săgeată, înseamnă că avea cunoștință de ceea ce transporta. Aha. Dacă i-a fost de bună credință, i-o fi zis, ține și tu undița asta, că a uitat-o cineva aici, fă ce vrei cu ea. Da. El de bună credință a luat-o, s-a plimbat cu ea prin Gara de Nord, iar cei care trebuia să recupereze, L-au reparat imediat. Ne întrebam și noi dacă încapă droguri, evident că nu? Da. Cum să nu? Uitați, avem undiță aici. Încap am desfăcut acest dop și probabil că încap foarte multe doze în această undiță. Dar droguri... care e undița? Că nu mă prind, că ăsta pare un bătător de covar. Nu, undița iese. Pe undița iese, la telescop. Da, păi așa sunt undițele moderne. Nu mai știu, că pe vremea mea era de-aia la... Da, e telescopic. Și pe vremea și mea, la... și care da, e lanseta, asta păi e undiță. Chiar dacă se desfășoară, chiar dacă ea în cursă, stă așa. Da. Deci dar odată, dar putea să aibă păi drogul... Păi și ăla, firul ăla unde e? E bine, aici ai firul... Îl pune pe scar. Firul pune ulterior. Îl pune el, da, am înțeles. Da. Noi nu știm ce era în interiorul husei. Dar e loc, asta vedem că e loc destul. Dar puteau să fie drogurile chiar în husă, în mod direct, fără niciun fel de problemă. Da, era undița așa cum o vedem la tine în mână. Da, uitați-vă când era, înăuntru era cu, adică era toată undița cum ai desfăcut-o tu acum, că așa nu prea da, cred că încăpeau în husă, și... În husă, undița este telescopică, o vedem în husă. O, da, de ce mai dat o husă? Până într-un metru sau un metru și un pic. Dar la ce mai dai husă? Că dacă o duci în mână e mai ușor. La ce mai dai husă? Poate chiar în husă erau drogurile, ca să capă mai bine. De husă se pune... Dar ce să faci cu un băț în husă? Adică doar dacă mai are și el alte accesorii. Se zgârie, se strică. Un pescar care merge și ține la instrumentele lui, le pune husă. Dar, Jesse, spuneai tu că nu poate încăpea aici. Ba da, există destul spațiu aici. Da, dacă era în husă, era și mai bine, că era și mai mult loc. Pe asta spunea domnul Coarnă mai devreme. Bine, vă dați seama că mama săraca nu știe. Doamna Ifrodita, v-a zis fiul dumneavoastră ce fel de undiță a deschis-o, a desfăcut-o, s-a uitat să vadă ce era acolo? Nu, nu a desfăcut-o. Dar să știți că pare desfăcută, doamnă. Uitați, ne uităm că și eu ieri am văzut treaba asta. Normal, ea trebuie să fie legată. Acele două legături albastre pe care le vedem, practic se leagă de capătul husei. Deci ea este desfăcută, probabil că a avut totuși curiozitatea să afle ce e înăuntru. Păi, sau poate că n-a desfăcut-o el și a desfăcut-o la cine trebuia asta să ajungă lucrurile care erau ascunse. Drogurile, da, presupunem noi din husă. Presupunem. Noi habar n-avem, presupunem. Nu știm. Dar cum v-a zis de undiță? Că i-a dat-o șoferul că n-avea ce face cu ea? Sau cum s-a... I-a spus șoferul că a uitat un domn în mașină. Ia-o tu. Păi și ia-o tu, dar nu o lasă la bază. Știți cum se spune? O las la autogara, acolo, la microbuze. Că vine omul după undiță și o las și la dispecerat, acolo, la bilete. Când vine omul și aduce aminte în autobuz când a luat undița, se întoarce. Nu e logic. Ancheta ar trebui să înceapă cu... Exact. Și tu spui, da, du-te la dispecer că e acolo. Ancheta ar trebui să înceapă cu audierea șoferului. Așa e. Ancheta ar trebui să înceapă cu audierea șoferului de pe acest microbuz. Stați că l-am audiat noi, așa, între ghilimele. Ieri ne-a zis că n-a dat nicio undiță, habar n-avem, doamnă, despre ce undiță vorbiți, nici pomeneală. Până colegii noștri au dat această poză pe care o avem de la mama lui Raj. Astăzi l-au sunat din nou colegii mei. Și și-a mai nuanțat un pic declarația domnul șofer, că na, l-am prins cu undița în L-am prins cu mâța în sac. Cu undița în sac. Șoferul microbuzului cu care a venit Raj în România, iată că rupe tăcerea și explică misterul undiței. O avea sau nu avea la el în momentul în care a urcat în microbuz? Aflăm din materialul următor. Mărturia șoferului microbuzului cu care a venit Raj este extrem de importantă și se pare că se schimbă de la o zi la alta. Ieri, șoferul ne-a dat detalii esențiale despre tânărul pe care l-a adus din Belgia. De un singur lucru nu și amintea nici de cum, de undița misterioasă despre care Raj spunea că a primit-o fix de la șofer. Băiatul ar fi mers cu firma dumneavoastră de transport pe data de 14 din Belgia în România. Da, și am
vorbit și cu poliția. A ajuns în București și de acolo știe el ce-a făcut. Sunt și șoferul, cu mine a mers. Sunt în București, la aeroport trebuia să meargă pe transfer și alt mijloc de transport și nu știu ce-a făcut. Noi acolo ne-am oprit. Eu l-am adus în București, l-a dat jos, a și vorbit cu el la telefon. Nu era ca și tran, un pasager, ca oricare pasager. Ei, ați dat vreo undiță, ceva? Că zicea mama că... Ce undiță? Serioasă, Dumnezeu. Dar... Am pierdut în aeroport. Astăzi, șoferul vine cu o altă variantă. Din curiozitate, s-ar fi uitat pe camerele de supraveghere din microbuz și iată ce ar fi aflat despre undiță. Mama lui tot susține că i-a sfidat dumneavoastră o undiță într-o pusă. Aia a venit de mare, aia a avut-o la el. Deci a avut-o la el unde a avut? A avut-o la el, ce ne-am interesat și noi am vorbit, ne-am uitat și noi pe cameră. De unde a avut-o la el? Adică de unde? Eu știu, doamnă, eu vin din Belgia. Din Belgia a avut-o la el. Și ce mai avea în afară de undița aia? Nu știu ce bagajul a avut, că nu pot să țin minte. Am pasageri în fiecare zi. De care fac transport. Pot să că a fost mare și albă și au întrebat colegii meu ce cu astea, sunt undițele mele. Da, de acolo. De afară, clar. Câteva minute mai târziu, șoferul se contrazice din nou. Când l-ați lăsat dumneavoastră în odopene acolo, el și le-a luat. Nu știu, eu nu mai știu, eu săptămână trecută, eu nu mai, eu în fiecare zi același lucru fac. Da. Eu ajung la ora 2-3 în odopene. Puteți să spuneți dacă și căutăm dacă au avut-o la el, ce aia au avut-o la el, au avut la el o usă. Dar dumneavoastră pe ce camere ați verificat? Păi n-am verificat, știm noi, știu eu cu colegul meu. Nu e orb omul, nici eu. E treaba mea, că se pierd oamenii. Da, deci domnul șofer zice mai întâi că nici, Doamne ferește, de nicio undiță, după care verifică pe cameră, vede undița, dar alte bagaje, de unde să știe el ce alte bagaje mai avea domnul? Păi dacă tot v-ați uitat pe cameră și ați văzut undița, mă gândesc că ați mai văzut dacă mai avea și alte sacoșe, după care zice, nu e nicio cameră, am vorbit eu cu colegii mei și ține minte de undiță. Sigur că nu vă poate nimeni acuza, domnule șofer, pe dumneavoastră, că vă faceți meseria, poate transportați sute de oameni într-o săptămână. Dar când e vorba de o dispariție, sigur că suspiciunile încep să apară, mai ales că noi știm că se face și trafic de tot felul de lucruri dintr-o țară în alta și prin astfel de obiecte. Că e cu voia lor, că e cu știința dumneavoastră, asta noi nu avem de unde să știm, dar putem să punem niște întrebări. Nu, domnule Coarnă, v-a atras atenția ceva? De acord, da, mi-a atras atenția faptul că omul se contrazice în mod constant și cu multă rapiditate trece de la o stare la alta. Adică inițial spunea clar, ferm, că nu i-am dat nimic, ulterior revine și nuanțează, cum că ar fi avut băiatul despre care discutăm noi astăzi o undiță asupra lui. Ei, aici e o discuție pe care ar trebui să o analizăm foarte atent, pentru că, până la urmă, nu cred că acest pasager, acest, nu scapă numele, cum îl cheamă? Raj. Ar fi mințit-o pe mama lui cum că i-ar fi dat șoferul de autocar o undiță, nu văd mobilul, nu văd care ar fi fost... Dar de ce să scape informația cu camerele? Mie asta mi se pare interesant. Păi, da, deci acolo deci spui că ne-am uitat, m-am uitat împreună cu colegii pe camere și am văzut. Da. Și da, el venise cu undița de unde a venit el. Păi poate atunci, dacă există acele imagini... Să le ofere. Da, exact. Să le vedem și noi. Asta da, eu aș vrea să le întreb... Dar ulterior spune că nu. Nu s-a mai uitat pe camere. Deci nu vrea să ni le dea. Sunt contradicții flagrante. Păi, clar. În declarațiile lui sunt contradicții flagrante, ceea ce mie îmi indică... Oare ce se mai vede pe acele imagini? Păi, ce trebuie? Și mai ales că a folosit un cuvânt foarte... un cuvânt, vorba vine. A zis, Doamne ferește, dar care ar fi problema să-i dai unui om o undiță? Dacă știi că ai ceva acolo și ascunzi ceva, bineînțeles că zici, Doamne ferește, dar... Da, încă ceva. Nu, important ce zice Jesse. Ce zice Jesse? Poate fiind... să ascundă foarte multe posesia de droguri. Știți ce admiră la dumneavoastră, noi fiind profesioniști, începeți cu începutul, ați început nu, bine. Nu, noi suntem, iertați. Ne fiind polițiști, am vrut să zic. Asta e, nu vă rog. La asta mă referam eu, profesioniști în sensul legii penale. Să reformulați. Am reformulat. Auziți ce vreau să vă zic. Profesioniști în sensul legii penale. Nici polițiștii nu sunt jurnaliști, adică fiecare... Na. Polițiștii nu sunt toți profesioniști. Deci ce ați făcut dumneavoastră trebuia să facă poliția. Astăzi. Poate să facă și, știți că noi de obicei luăm înainte. Păi, acum vreau să întreb ceva. Nu mereu. Dacă, nu mereu, dar de cele mai multe ori. Ce vreau să vă zic? Dacă
El avea această undiță. De ce nu i-ar fi zis o mamei lui, nu i-ar fi zis de undiță încă de la plecarea din Belgia? Mama, uite, sens, am da, o undiță, da, da, am da. Vin cu ea acasă, că am găsit-o pe aici. Da, dacă, ea, dacă el n-a intrat în posesia ei decât când a ajuns în România, atunci a și zis maică-si. Este clar că el a simțit nevoia, a simțit nevoia să transmită informația asta. Cum că șoferul dacă o avea din Belgia, nu i-ar fi zis maică-si umblu cu undiță în mână? De atunci. Da, eu aș fi curioasă să o întreb pe mamă dacă avea pasiunea asta, dacă era pescar, dacă în Belgia mergea la pescuit, domnul, adică băiatul Raj, că și asta ar trebui să știe. Doamna, îi plăcea pescuitul? Mergea la pescuit? Avea nu. Pasiunea asta? Nu. Nu, 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 nu. Avea și de ce să... s-o cumpără, băiatul meu îmi spunea, mama, îmi cumpără o undiță. Pe ceea ce n-am auzit de la el, iarăși nu-i plăcea pasiunea să fie pescar. Nu mergea la pescuit. Nu, dar ieri ne-a spus clar. Șoferul, la coborâre probabil, i-a înmânat această uite și-a uitat-o cineva. Deși nu se procedează așa, că te gândești, vine omul și întreabă de ea, întreabă la dispecerat și atunci pui într-o lumină nefavorabilă firma respectivă. Mie mi-este foarte clar că acest băiat a primit acea undiță la momentul în care a coborât. Și că poate alții trebuiau să-l aștepte în gara de nord, să-l repereze după undiță și, Doamne ferește, domnule și să, Coarnă, să ia fi fost cumva acolo. Pachetul atenție, de la el, acum că atenție, s-a întâmplat să existe... Undița asta era ușor de remarcat, ușor de văzut. La ora 3, în gară, noapte fiind, un băiat umblă cu o husă, cu o undiță de undiță. Și să știți că